Dacă ai dat, dacă ai luat-te, dacă știi cine a luat, cine ai sunat-te, ești infractor, ești obligat să zici, sună la 0805. Dacă ai dat, dacă ai luat, dacă știi cine a luat, cine ai sunat-te, ești infractor, ești obligat să zici, sună la 0805. Eu știu un polițist, plutonier major. În Moldova să trăiești, pe salariu nu-i ușor. Te să-l vezi la ieșire din oraș spre aeroport, orgonind prin Săuceni cu o Honda Accord. Tot el l-aș oprit pe un bărbos cu o Škoda sură, ca depășit pe linie, dublă în cotitură. Periculos, desigur, a fost de acord șoferul, dar câteva bancnote în acte au rezolvat misterul. Bărbosul mai departe, suta în localitate, mulțumit că a scăpat doar cu 3 bancnote. Polițistul mai departe scoate sutele din acte, bucuros că azi a scos un salariu și jumate. Dar peste două sate, bărbosul lăsat pe spate, depășește aceleși două linii desenate. De data asta îl oprește o motocicletă, care se lovește cu viteza Škoda lui cochetă. Salvare vine greu, deși e aproape de Chișinău. Motociclistul viu, deși lovit destul de rău. Și cine e vinovat? Vor spune tot șoferul. Ok, dar și întreba mai întâi plutonierul. Dacă ai dat, dacă ai luat-te, dacă știi cine a luat, cine ai sunat-te, ești infractor, ești obligat să zici, sună la 0805. Dacă ai dat, dacă ai luat, dacă știi cine a luat, cine ai sunat-te, ești infractor, ești obligat să zici, sună la 0805. Cunosc pe cineva, student la medicină, mașină scumpă pe benzină, haine de firmă, chirie în centru, mai jos de catedrală, să fie sănătos el, doar că o facem fală. Examene plătite toate, mici prin decanate, ajută și pe alții, mai pun un ban deoparte. Dar întreabă odată afară un student la o țigară, de articolul 325 tu auzi prima oară. Băiatul râde și fără presupunere, că e un pas până va fi tras la răspundere. Tu chiar glumești, amice? Nu m-am învățat de bani, de când tot mituiesc și n-a fost nici atâția ani. Spune nume, cui anume, profesor și medici, amănunte despre sistemul corupt de aici. Doar că studentul, nu chiar student frăție, e sub acoperire din anticorupție. Povestea a sfârșit, cel puțin deocamdată, un decan și câțiva profesori au judecat. Poate dai și ei și tu și până când de bine, dar se poate întâmpla și cu tine. Dacă ai dat, dacă ai luat-te, dacă știi cine a luat, cine ai sunat-te, ești infractor, ești obligat să zici, sună la 0805. Dacă ai dat, dacă ai luat, dacă știi cine a luat, cine ai sunat-te, ești infractor, ești obligat să zici, sună la 0805.